Bună seara, oameni buni, și bine v-am găsit la un episod nou din Știrile Mărunte. Eu sunt Sergiu Floraia și astăzi, ca în fiecare zi de miercuri, am trei invitați alături de mine cu care vom discuta, vrute și nevrute, vom discuta și cele mai importante știri, probabil, la un moment dat, dacă ajungem și la ele. Până una alta vreau să vă anunț că dacă vreți să susțineți Știrile Mărunte, adevăratele știri și singurele știri care contează, puteți să o faceți fie pe Patreon, fie devenind membri ai canalului Ceva Mărunt. Găsiți sub clipul ăsta butonul de join. Până faceți treaba asta, vreau să vă prezint invitații mei de astăzi, cei trei invitați. Primul invitat este domnul Pârcălap, domnul Sorin, cunoscut și ca profesoraș. Bună seara! Profesoraș, bună seara! Bună seara, bună seara! Îl avem și, mergem mai departe, avem și pe Toma Alexandru, care este comentator YouTube. De top! De top, se știe numărul 1. De asemenea, îl avem și pe Cristi Popescu. Bună seara! Mă auziți acum? Eu vă aud! Da, dar avem o problemă tehnică acum. Cyborg extraterestru, domnul Cristi Popescu. Se vede cearșaful meu din spate? Și se vede, ne vedem combinați toți. Amestecați, nu? Yes. Intrăm în pentru că am să cred că a plecat la mine internet. Asta putem să revenim imediat dacă e. Probleme de oameni. Suntem live? Suntem live. Suntem live, a revenit. Da, se mai întâmplă și defecțiuni tehnice, mai ales în perioada asta în care este toată lumea care stă pe internet și pe aplicații. Se întâmplă și la Galaxy mai mare, să știți. Am înțeles. Așa, chiar vă prezentam pe dumneavoastră, domnul Popescu, cyborg extraterestru. Bună seara! Cine este liderul vostru? Vreau să vă distrug. Dani Mocanu. Ia tu mai încolo pe asta, băiatul, cu distrugerea. Omule în galben, ai scut? Am și scut, am și scurte. E pe view-uri cumpărate, Mocanu, pe trending, să știți, nu-s pe bune. Să cumpără din China, sunt ferme. Nu-i adevărat șeful. Sunt ferme Mocanu de are view-uri. Valoare. Eu știu, eu am avut și eu fermă de view-uri. Mocanu are valoare. Nu e. Are, dar n-are atâta. N-are nimeni atâta. Am avut eu, am dat niște view-uri atâta și doar și cumpărasem foarte puține. Și erau mai bune decât astea. Domnul Alexandru, aveți o greșeală în circuitul din spate. Trebuie să conectați L2 la T7. Că vă scurcircuitează dracu. Nu e nevoie să intrăm în detaliile astea, pentru că eu am făcut electronică și știu exact ce e în spate acolo și nu am timp acum să stau, că vă arătam, circuite mult mai bune de atâta. Apropo de chestia asta, aș vrea să vă întrerup un pic, îmi cer scuze. Înainte să dezbatem subiectele pe care vrem să le dezbatem astăzi, aș vrea chiar să vă prezentați un pic, să fiecare pe rând ce vă recomandă și să știe lumea câteva lucruri despre dumneavoastră. Aș dori să încep chiar cu domnul Sorin Pârcălap. Bună seara și dumneavoastră și bună seara oamenilor care v-a strâns aici ca să vedem ce se întâmplă. Eu sunt Sorin Pârcălap, sunt născut din profesor intelectual, mama era intelectuancă și tata era mai mult plecat. Eu am terminat liceul și acum sunt profesor de fizică cuantică la Facultatea de Fizică. Wow, impresionant. Chiar este impresionant. Aici la cartier îmi zice profesorașul, de asta zice profesorașul, că sunt profesor de fizică. Chiar mai predau și la liceu. În rest, baga bonțeală, băiețeală, fața blocului, se știe, ca da, băieții, da. O bombiță, o semințe.
Foarte frumos, foarte frumos. Domnul comentator YouTube, domnul Tom Alexandru, da. Câteva lucruri despre dumneavoastră în introducere. Sunt multe de zis, nu pot în câteva cuvinte să mă descriu. Am făcut cam de toate. M-am liniștit acum că nu mai am, deci m-a apăsat foarte tare. Să ai succes e foarte, e obositor, e complicat și am avut de mult vrat. Succes. Da, am avut mult succes de și nu... am decis să ajut oamenii mai direct, așa, să-i dea, intru pe YouTube și ajut, le zic ce greșesc. Un fel de iubită, practic, dar online. Da, da, sunt foarte mulți, adică e foarte ușor să vezi greșesc, foarte mulți care, oameni care greșesc, care postează o grămadă de videouri cu greșeli în ele sau care sunt... vor să fie amuzante, dar greșesc gluma cumva și le zic și mulțumesc foarte mult, îmi trimit după aia mail, mulțumesc pentru... Chiar vreau să vă întreb, apropo de performanțe și de faptul că sunteți comentatori YouTube de meserie, ați fost vreodată primul? Da, bineînțeles. Și chiar dacă nu-s primul, tot scriu primul. Pentru că e... nu știe nimeni cine e primul, de fapt. Nu se știe, nu se știe exact cine e primul. E greu să fii primul, până o convingi, până trandafir, până alea. E și periculos, că astea deja nu mai, la 14-15 ani. Aș dori să trecem repede și la domnul Popescu, cyborg, extraterestru. Bună seara! Eu am ajuns aici întâmplător, am ieșit un pic din multivers să iau o ladă cu smegmă astrală. Și am ajuns în galaxia voastră pe nimic. Ochelarii aia sunt cu laser, omule. Care ăsta? De aici? Aceea, da. Sunt cu laser de șmechereală. Mă uit cu ei și dau cu șmechereală în oameni. Te voi găsi, umanoidule. Ok, chiar... smegma. Aia băiatul, că dacă te prind pe aici pe fața blocului, îl sun pe Paul și te spargem, băi. Paul nu mai e. Sărăvete astral. Sună-l pe Paul, e distrus. Mai nu am vorbit cu la telefon. Hai să terminăm cu chestiile astea, dacă... Nu vreau să intru în detalii, dar eu am fost și întrupele speciale și pot să vin, vă omor pe amândoi, nici nu știe nimeni cine vă omor, ce vi s-a întâmplat. Și trupele speciale pentru luptătorii care au nevoie speciale. Dar ai tun galactic. Cât e gay? Luptătorule, ai tun galactic. Vrei să-ți arăt tunul meu galactic? La ce folosești tunul galactic? Stau cu ghilele spațiale și îndoi coordonatele spațiu-timp de nu știți ce e cu voi. Dar vorbesc cam încet. De mai repede la procesorul ăla, boss. Aveți grijă că la vocea aia pare că ați răgușit un pic. E un pic periculos, mai ales la noi acum pe planetă. Urâtul dracu. Mi se pare că mă luați peste picioare. Eu am patru picioare. Ai patru picioare? Da. Model nou. Fain. Coada? Coada nu. S-a scos acum 2 milioane de ani. Nu se mai poartă. Mă, dar ești cam bătrân. Sunt chiar tânăr în an lumină. Aș dori să vă întreb pe fiecare, să lăsăm un pic scandalul pentru mai încolo, nu, să nu ne luăm acum la pumni și, mă rog, alte membri, nu știu exact ce membri aveți dumneavoastră, domnul Popescu. Aș vrea să știu de la fiecare, ați ajuns ce ați ajuns, sunteți ce sunteți în ziua de astăzi, dar și aș dori să știu, v-ați dorit dintotdeauna să ajungeți ce sunteți acum? Mai ales, uite, aș dori să încep cu domnul comentator. V-ați dorit când erați mic să fiți comentator YouTube? Eu, sincer, am ajuns mai sus decât îmi doream și mă apasă treaba, e foarte, adică mi-a scăpat de sub control la un moment dat, chiar mi-e rușine să recunosc treaba asta, am devenit mult prea cunoscut și acum încerc să mai potolesc un pic
toată chestia asta, dar am avut întotdeauna o pasiune să ajut oamenii, să le explic cum să facă lucrurile mai bine, practic, să le facă corect, să le facă corect. Că e supărător să vezi în continuu, să te uiți în jurul tău și să vezi numai greșeli. Vezi oamenii în întuneric, practic, da. Da, și oameni informați greșit și plini de oameni, cum să zic, proști la cap, care sunt proști, cred orice, să uită și sunt proști la cap. Adică, adevărat! Da, adevărat! Da. Deci să uită și cred, adică pe lângă oamenii care pun video pe YouTube sau în alte locuri, sunt oamenii care comentează la și sunt, cum e făcut video ăsta și cum nu știu ce, și e fake total, adică eu știu, eu am făcut altele mult mai bine, am lucrat cât, vreo 8 ani am lucrat în After Premiere. Meseriaș! Aș vrea să vă propun, haideți să intrăm în știri, că deja suntem în live de 10 minute și n-am apucat să intrăm în știri. Aș vrea să vă propun pentru dezbatere o primă știre care spune așa: consumul de internet fix a crescut cu aproape 21%, iar cel mobil cu 12%. Deci când stăm acasă consumăm cu peste 20% mai mult internet de când este cu statul acasă. Ce părere aveți despre chestia asta? Cum vă afectează meseriile fiecăruia dintre voi? E fake news, asta a fost debunked acum câțiva ani, chestia asta. E de acum știrea, e nouă, e o știre care e legată de situația din... Deci au canale de oameni, mai urmăriți și voi canale de oameni deștepți pe YouTube, că a fost debunked. Era, cred că 95 am aflat eu de asta și eu am debunked-o, cred că 94 am zis de ea, dar n-am apucat să scriu. Până în canalele mele. Spuneți, vă rog. N-a crescut consumul de internet, că internetul nu se consumă, domnul. Deci internetul, el este informația, după cum știm cu toții, ea nu se poate decât multiplica. Mm-hmm. Deci a crescut consumul de energie electrică, că stă lumea pe routerele alea, le încarcă acolo la consum acolo. Crezi că din punct de vedere fizico-cuantic... Aici, în spatele meu, se vede, aici stă tanti Lenuța, noi stăm pe Wi-Fi, că n-are parolă. Ei au crescut netul. Nu cumva din punct de vedere fizico-cuantic, pe dumneavoastră, domnul profesor, aș vă întreb, nu cumva credeți că a crescut pur și simplu numărul de views la Dani Mocanu, că tot stă atâta lumea acasă? Îl știți personal? Pe Dani Mocanu? Da, știu că și el era profesor la un moment dat. Ivor Cuna, dar am fost eu cu ea. Mă rog, știu că a făcut o facultate. Ivor Cuna, dar am fost eu cu ea la un moment dat. Da? Marcela. Ne? O știu. Îi văd că eu... Și ne știam, am fost la petrecere împreună când eram mai mici. Da? Da, nu mă mai știa. Acum am ajuns mare, îți dai seama, nu mai... Balabil. Domnul Popescu, pe dumneavoastră v-a afectat cumva creșterea traficului de internet? Da. La noi se simte o mare diferență. Noi eram prin Dial-up. Să schimba și vocea. E cumva din cauza... E posibil că s-a strântat banda. S-a strântat kilometrul la bandă. Și ne afectează foarte mult. Noi ne uitam la filme cu umanoizi care se copulau. Ha. Și acum se vede mult mai sacadat. Nu zice se copulau, mă. Nu se zice se copulau, că e pervers. E fără co. Vădea la mandolină. Zici și tu altfel. Nu cântau, copulau. Îi spăgea băncuța. O invita la casa scării, ceva. Zi altfel, mă. Nu, copulau. Erau uneori și mai mulți. Ce? Mai mulți masculi cu o femelă și o copulau toți. Ei. Dar niciodată cu mandoline. Nu știu ce ați văzut. Ar trebui să mai crește și noastră netul, să vă uitați la... Ce se întâmplă în realitate, așa, în general, nu vid în stele pe pământ și acum ai dreptate. Ești prost la cap. Băi, robate! Scuze, s-a întrerupt un pic. Cu Daela pe ăsta. Alo, Ciborgu. Are spațiu frecare? Vedeți că la noi Ciborgu e insultă. E Cyborgu.
Cyborg-ul. Cyborg e la țară, sunt ciborgii care trag la plug. Așa îi strigăm. Ciborge! Și trage la plug. Și avem și pluguri aici. Pe Alpha Centauri 9 sunt numai țărani. Trag aia la plug. Nici boi n-au, trag ei la plug. Și așa ne mai distrăm cu ei. Ce proști. Auzi? Da, sămânță aveți? Sămânță? Nu. Pentru copulare? Sămânță de mestecat în fața blocului, bă, și tu ești dement. Bostan, floare. N-avem nimic de genul ăsta vegetal. Doar sămânță, sămânță, o singură sămânță metalică, o spargi, o clică la loc și o spargi iar. Practic, perpetuum mobile sămânță. Plăcerea maximă. Nirvana digitală, cum îi spunem noi, pe Alpha Centauri 3. Bun. Aș dori să vă întrerup un pic în momentul ăsta și să luăm, aș vrea să luăm deja, fiind la sfertul emisiunii, să luăm niște telefoane de la ascultători. Aș vrea să văd dacă avem cumva pe cineva pe fir. Regia îmi spune că nu avem deocamdată, dar avem câteva mesaje de la cei care ne privesc. Și avem și o listă de sponsori care vreau să le mulțumim că datorită lor există această emisiune. Sebastian Mihailă, 50 de euro, salutări și toate cele. Ioana Buraga, 40 de lei, să fiți sănătoși și să putem zâmbi și noi. Mulțumim frumos, la fel. Alex Nemes, 10 ron, cine a hackuit programul domnul Cyborg? Vă întreabă. Cine a hackuit programul domnul Cyborg? Programul a fost hackuit acum mulți ani. N-aș vrea să dau o dată pentru că am fost direct implicat. A fost un umanoid care a trimis 6 pinguri. Două dintre ele au ajuns la noi în galaxie. Ne-a aplicat sistemul de comunicație interspațial coaxial pe 6 biți. M-au trimis pe mine să-l caut și să-l anihilez. Din timp, hackerul, exact. Cred că a fost și în emisiunea dumneavoastră. Fost colegi de liceu cu hackerul. Pare distrugere mi-a cauzat. Am înțeles. Mergem mai departe. Sandra Cojanu, 20 ron pentru semințe, pentru domnul Sorin Părcălap să aibă de semințe acolo. Și Sabin Lupu, 50 de ron, probabil bilet STB pentru domnul Cyborg să aibă să se întoarcă înapoi. Mulțumim frumos celor care sponsorizează această emisiune și celor care s-au alăturat ca membri. Aș dori să mergem mai departe. Bănuiesc că am terminat cu știrea legată de internet. Dacă mai aveți ceva de adăugat, bine. Dacă nu, aș vrea să mergem mai departe. Următoarea știre ne spune așa. 3 femei n-au primit voie să ocupe locurile la clasa 1 într-un avion pentru că erau supraponderale. Care, mă? Acesta era un Bangkok pentru efectuarea unor operații de slăbire. Da, mă, nu ne-a băgat că nu-i loc, mă. Ca la formele de copii. Nu intră triunghiul. Dacă era cercul, nu intră pe pătrat, da. Mm-hmm. N-a ce zici. Da, mie îți pare gay toată chestia asta. Ce-i gay, mă? Toate astea cu femeile supraponderale, că sunt grase, zic că sunt grase, nu lua cu... Da, să cade avionul. Cade avionul. Vrei, da? Să cade avionul? Asta vrei? Vrei să cade avionul? O plătit biletul la kill? Păi, asta zic. De ce să... Trebuie să plătești cât consumi, nu? Ce? La restaurant? Pe cântar? Păi, te înțeles. Și zic că e grasă. Scrie acolo, scrie pe bilet că e grasă. Hai să vedem cum nu poate să slăbească atunci. Vezi cum slăbește. E ușor de zis, domnul Alexandru, mai greu de făcut. Eu am fost și gras, am slăbit, am vrut să văd. Așa, am vrut să văd eu cât pot să mă gras și după aia dacă pot să slăbesc. A fost mai gras decât toți la un loc de aici, toți dintre voi. Am slăbit, am fost și într-un proiect special, am făcut acolo exerciții, dar am luat și premii după aia pentru că am slăbit. Nu mai intru, am pus pe... Acum ți-a târnă burta?
Nu mi-a trebuit nimica. Nu mi-a trebuit nimica. Dacă îți faci niște exerciții, am niște canale pe care am pus niște exerciții, îți arăt cum faci. Nu ți-a trebuit nimica să faci. Corpul e stâncă. Meserie. Stâncă. Meserie. Este... Și eu bag brand. Și eu bag brand aici. Aici, pe băncuțe. Flotări. Sunt câteva care le poți face și acasă. Merge. Există, domnul Popescu, există cyborgi grași? Există doar cyborgițe grase, dar din fericire la noi nu există limită de greutate pe nave. O singură problemă este la nava mamă, care este foarte supărăcioasă și când te îmbarci trebuie să ieși româna. În rest, n-ai probleme cu alte nave, navele fiice, sunt chiar mișto. Ei, tot am vrut să întreb, Ciborgi, e adevărat aia cu bozonul Higgs, mă? Că noi tot am studiat la facultate, eu am și lucrat pe plasticitatea spațiului pe unitate de bozon Higgs. Da? Nu e. N-am ajuns la niciun rezultat. Nu e, vă zic eu, că m-am documentat, știu foarte bine. Nu e. E vrăgeală toate. Deci ăla ce au făcut cu acceleratorul acolo de particule nu e pentru asta. E pentru altceva, e pentru SUA care au nevoie să studieze pentru au niște supernave pe care le-au făcut acum, de care nu știe nimeni și le-au făcut și trebuie să testeze, au niște materiale noi. Dar boss, dar tu cum știi dacă nu știe nimeni? Man, am sursele mele. Deci eu am lucrat și în state acolo cu FBI-ul, știu, deci nu îți sfătuiesc probleme. Și eu am lucrat la FBI. Am fost la poartă acolo, a fost portal. Atunci știi, dar n-ar trebui să vorbim despre asta pentru toată lumea. Eu am fost operat de bozon Higgs, am avut bozon Higgs cu complicații. Și la incizie, mi-au făcut incizia prea mare, mi-au scos bozonul și bozonul bun. Aveam bozon infectat și un bozon bun, mi-a scos pe amândoi și acum trebuie să umblu cu aparat după mine. Aha. Foarte greu e cu bozonii ăștia. Sarmale, mai ai voie să mănânci sau îți vine rău? Gras nu pot să mai mănânc, nici unt, e greu să știți. Cartofi, pierzi, brânzică de vaci, cam acolo e limita. Aveți vaci acolo? Avem vaci extraterestre. Cum e vacile alea? Diferența față de vacile voastre ca o singură țâță, practic le mulgi mai ușor. Tragi de țâța aia până testat, nu-ți mai rămâne lapte în țâțele secundare. Da, și la noi e artificial, două din ele sunt artificiale, deci vacile naturale au doar 6, n-au 8. Hai, las-o murții! Nu se știe. De unde nu, dar nu vrea să se știe. Domnul Părcălac, vă rog, mai ușor cu injurile, că nu suntem chiar la colțul străzitor spate. Sunt interese mari la mijloc, domnul Părcălac. Nu vrea să știe. Deci făcute, modificate genetic. Bă, dar eu îți demonstrez matematic cu ecuații de matematică, că nu are cum să fie așa. Nu e. Și ecuațiile alea de cine sunt făcute, domnul Părcălac? De mine, matematice... dar eu le fac, dar eu nu stau aici în fața blocului, ce că trece tot timpul lume să mă iau de ei? Nu, stau și mă gândesc la ecuații matematice când stau aici pe bancă. Sunt variabile din univers pe care nu le cunoașteți, domnul Părcălab, și ecuațiile noastre matematice sunt așa, așa, așa. De-aia și rezultatele sunt așa, așa, așa. De-aia n-am ajuns. Unde am ajuns? Ce am făcut? Unde suntem? N-am făcut nimica. Uitați dumneavoastră, hal de video, o să întrerup, ridic mâna mi se întrerupe pe video. Hai să fim serioși, că eu n-am. Dacă făceam pe serverul meu, m-au invitat aici în emisiune. Eu am propus să facem. Nu că nu se poate, nu s-a vrut, domnule, nu s-a vrut. Nu s-a vrut, asta este. Bineînțeles că nu s-a vrut. Interese foarte mari. Păi da. Eu... Adevărat. În fine. Bun, aș vrea să anunț pe oamenii care sunt la noi pe chat, pe canalul nostru de chat al Știrilor Mărunte. Dacă au întrebări pentru invitații mei, le pot adresa acolo în orice moment și am să-l opun invitațiilor. Până un alt, aș vrea să văd dacă mai avem telefoane legate de întrebări. Alo? Bună ziua! Bună ziua, spre seară, să trăiți. Cum vă cheamă? Dionisie, sunt domnul Dionisie, sunt psiholog personal. Ești băiețaș? Dionisie. Așa ar spune unii, mai mult eu sunt pe partea de psihologie a analizei comportamentului și... Am vrut neapărat să intru în direct pentru că simt că aveți oameni care ascultă
și care sunt atenți. Aveți niște invitați desăvârșiți în această seară și de asta simt nevoia să pun și eu anumite întrebări. Unde stai? Pentru că comunicarea până la urmă și neîntreruperea contează foarte mult. Da, zi, bagă. Ați sunat de pe o linie securizată? Ce este securizarea până la urmă? Dar ce este psihologie? M-am lămurit. Eu m-am lămurit. Chiar am, domnul Alexandru, o întrebare pentru dumneavoastră. Da, rog. Sunt curios, ce vă determină să înjurați la comentarii creatorii de conținut? Cât de conștienți sunteți dumneavoastră de munca din spatele unui produs pe care îl accesați gratuit până la urmă? Nu este. În primul rând, dacă îl pui pe internet, îl pui acolo ca să-l critic. Dacă nu vezi, îl critic, nu îl pui pe internet. Dacă e acolo, nu toți. Da, bineînțeles. Altfel bun comun, da, normal. Mie și după aia am zis mie să nu comentez. Nu pune tu atunci, ce îmi spui mie să nu comentez? Doi la mână, nu e critică așa, eu nu jur, nu intru și în jur. Eu vreau să ajut din sufletul meu bun, pentru că am o grămadă de experiență și sunt extrem de inteligent. Eu sunt extrem de inteligent și este, cum să zic, mi se pare injust din partea mea să nu ajut oameni, să văd omul că greșește, că pune un video în care spune ceva acolo și își dă el cu părerea. Și emisiunea asta, vă zic în două propoziții, vă zic cum îmbunătățiți. Scăpați de invitați, scăpați de moderatori, schimbați grafica. Pare. Simplu. Să vezi, o să fie perfectă. Astea să înțeleg că sunetul e ok. Am înțeles. Domnul Dionisie, mai aveți ceva întrebări? Da, da, sigur. Aș dori și din punct de vedere comportamental al domnului Cyborg, pentru că mai rar la mine în birou să ajungă așa ceva. Sunt curios, pentru că nu realizez exact cum funcționează. Ați luat vreodată un virus? Sau dacă l-ați luat, cum v-a schimbat comportamentul, domnule Cyborg? Comportamentul nostru este simplu, este dual. Avem pornit și oprit. Cam ăsta e comportamentul. Când apeși pornit, începe comportamentul. Cum vedeți acum, eu mă comport. Și când e oprit, nu mă mai comport. Exact, domnul Părcălab, e și pe înțelesul dumnealui. Acum că unii cyborgi sunt psihoschizofrenici, e adevărat. Dar alea sunt pentru că în momentul când au fost scoși din pod, adică e o capsulă în care te naști, au fost scăpați. Și atunci a apărut eroarea asta. Dar, în mod normal, cuantico-cerebral, n-ar trebui să ai probleme de genul ăsta comportamentale. Clar, da. Eu cred că toată lumea a înțeles răspunsul și toată lumea e absolut de acord. Mai puțin domnul comentator YouTube, am să bănuiesc. Sunt câteva mici erori în ce a zis domnul Cyborg acolo, dar o să trecem cu vederea când avem timp să... Există și eu, deci nu e doar binar, există și o superpoziție. În fine, eu am făcut la un moment dat și Cyborg și nu... Așa, o ultimă întrebare de la ascultătorul nostru și după care aș dori să revenim. Dacă mai aveți o întrebare? Da, sigur, mai am o întrebare, nu pot să mă laud că mi-aparține, e a unui client de la birou. În mod normal nu am voie să spun numele, dar nu cred că o să supere acum zbârnea Diana. Nu ar avea de ce. La asta, până la urmă, la asta lucrăm, la nu se supăra nimeni. Întrebarea este pentru domnul Sorin. Ea ar vrea să știe când încep înscrierile pentru Școala Vieții și, de asemenea, dacă dumneavoastră ați făcut această școală. Eu nu am făcut Școala Vieții, deci eu am repetat. Acum o să repet. Deci am zis prima oară, eu m-am tot repet în viață, așa că repetiția este mama învățăturii. Deci eu am terminat liceul și după aia am terminat facultate de fizică, sunt profesor și am niște fetițe pe care le duc la produs, la olimpiadă. Îmi spună populație. Nu, la produs la olimpiadă, mă, să ia premii fetele, ești prost la cap. Dar eu le dau ore. Ok. Mulțumesc frumos domnului Dionisie pentru întrebări.
O seară bună, ne auzim și mai acolo. Dacă mai sunt oameni care au întrebări, le pot adresa pe chat și revenim la ele cât putem de repede. Și mulțumim și sponsorilor noștri, am mai zis, și o să revenim și la dânsii. Aș vrea să vă întreb eu, am și eu o curiozitate, dacă tot sunteți aici, mi-e destul de greu să vă prind, fiind persoane atât de importante. Am și eu o curiozitate legată de meserile dumneavoastră și aș vrea să vă întreb, care este cel mai dificil aspect la meseria voastră, la fiecare, la a fi cine sunteți dumneavoastră? Care e cel mai dificil aspect? Dar cine dorește să ia cuvântul? La mine e simplu. Pentru că folosesc capacitățile intelectuale atât de intens și atât de pe lungă durată pe parcursul zilei, hemoroizii. Am înțeles. Da, da. Am un vârf care are și problema asta. Nasul. Mm-hmm. Este foarte de interes. Domnul cyborg extraterestru, care este cel mai dificil aspect la a fi cyborg, la a fi extraterestru, la a fi cyborg extraterestru? Eu am două joburi. Primul job, evident, distrugător de galaxii. Și part-time sunt consultant pe fonduri europene, unde am tot felul de probleme. Sunt documentele foarte stufoase, uneori nu primești răspuns la e-mail-uri, lucrezi cu administrația. Este un job dificil, dar când nu sunt galaxii de distrus, trebuie să trăim din ceva. Corect. Adevărat. Da, da. Înțeleg. Mulțumesc frumos, domnul Cyborg extraterestru, consultant european și distrugător de galaxii. Mergem mai departe și la domnul Pârcălab. Care e cel mai dificil aspect în a fi profesoraș, în a fi profesorașul Sorin Pârcălab? E multe, multe aspecte care nu concordează cum ar trebui. Deci când îți la muncă am probleme cu constantele. Uit tot timpul constantele, constanta lui Planck, tot timpul trebuie să o caut, că tot timpul o uit. Aia mă deranjează foarte tare în timpul calculelor matematice. Așa, la birou e bine. La școală cu eleve, cu studente, mai ascultăm o muzică, mai un Alex Mocanu, mai un Dani Mocanu. Mocan în general. Aha. Da, da, da. Și după aia vin în fața blocului aici, mă duc și spun la maică-mea o salut, îi zic, mamea, am venit acasă, sustrag un 50 de lei, mă duc, iau semințe, o bombiță și cel mai nasol moment când e 10 jumate ar trebui să mă culc și mă gândesc că aș mai bea o bombiță. Și trebuie să merg să cumpăr o bombiță. Probleme cu trupele antiteror legate de terorism, bombițe, aud la dumneavoastră, nu e nicio problemă. Antiterorul e maică-mea, că nu mă lasă să bag bombițe. Da, în rest e greu așa, să mă abțin, să nu bat trecători. Când văd pe câte unul cum vine, cum trece, ești cocoș, nu, bam, direct. Dar nu, mi-e stați niștit că nu vin antiteror pentru Neica, nimeni așa. Băi, care Neica nimeni? Aș dori să vă întreb pe dumneavoastră, domnul Alexandru, cum comentați, că observ că nu prea aveți mâini în general. Nu aveți. Am înțeles, doar sunt efecte speciale. Sunt niște mânuși speciale pentru care au un chip în ele, pentru că este... Care măsoară viteza! Există tehnologia, domnul Pârcălab, nu pare sens să... Dar măsoară... și te protejează de bătături aici. Mă protejează de atacuri electronice, dacă vreți să știți. Pentru că pot fi mâinile unui comentator YouTube pot fi hăcuite de la distanță. Poate dumneavoastră nu știți. Îmi pare rău să vă... Foarte interesant. Da. Și ce, ajungi să ai părerile altor oameni? Da, poți să te apuci să scrii comentarii, să vezi un video în care face cineva, face un sketch și tu te apuci și zici că e bună gluma de la final. Că ce bine e și sketch-ul. Ce învață omul ăla? Ceea ce e periculos. Ce învață omul ăla dacă îi pui comentariul ăsta? Cum evoluează persoana aia? Spune mie. Adevărat. Asta este. Și atunci sunt, știți cum sunt portofelele alea care au țesătura aia care protejează chipurile smart de la carduri?
E de trei ori mai potent ce am eu aici în mână. Eu ce sunt special, am făcut-o eu cu... Am un prieten, i-am zis eu ce să facă și el a făcut-o. E, tot la cap. Încep să devin fanul băiatul ăsta. Da, da. Am și câteva întrebări, o să le citesc direct de pe chat. Avem o întrebare de la domnul Radu și zice așa pentru domnul Cyborg. Domnul Cyborg, ce planetă aveți în spate? Am mai multe planete în spate. Aici se vede planeta medie albăstruie. Mai avem planeta X Sigma clase. Este o planetă cu cocalari de evitat. Și aici încă o planetă, planeta B12, ca și vitamina, se extrage minereu de fier, au și gaze naturale, vaci cu o țârță, cum am mai zis, este turist, agroturist se face acolo adesea. V-ați emoționat că vă tremură un pic vocea. Am înțeles. Mai avem și o întrebare de la Sebastian. Ce sunt bările din spatele domnului profesoraș? Început de bănci sau sfârșit de bănci? Nu-mi dau eu seama. Ce sunt acele bare, domnul? Știți cumva? Aici este o discuție mai amplă. Bările din spate au fost la un moment dat folosite drept bănci și acum este ceea ce se cheamă sala de la noi din cartier. Și aici vin băieții și bag aici în spate pe bările alea. Și mai pot fi folosite ca scaune, fără spătar. Sunt antene care sunt legate la subteran pentru niște baze secrete din Statele Unite și Rusia au baze sub Carpați. Aha. Și au antene peste tot de stilul ăsta, care sunt mascate ca bănci, ca stâlp de telegraf. Dar intrarea aia ce-i? Intrarea aia din spatele? Intrarea aia o fi intrare. Intrarea aia nu știu, nu mă bag, că nu știu ce intrare aia. Habar n-am. Intrarea la bet, băi! Astea sunt, n-ar fi fost organizate atât de paralel și atât de aliniate și trei. Mai intrați și dumneavoastră, că mai sunt site-uri pentru oameni mai deștepți pe care puteți să citiți. Există documentare o grămadă, am scris și eu câteva site-uri pe subiectul ăsta, e plin. Deci suntem, n-am aici să vă dau un exemplu, că eu am foarte bine ecranată casa, dar dumneavoastră sigur aveți în jur. Deci dacă vă uitați în orice obiect metalic, e o antenă pentru comunicații. Îmi permiteți să vă contrazic, eu aici stau de când... Vedeți, asta e munca mea. Asta e munca n-am văzut mea. Niciodată niciun rus, domnul Alexandru. Păi n-am nevoie că vă ascultă și acum vă ascultă. Stau și vă ascultă pe antena aia. Păi vorbiți, spuneți dumneavoastră că vibrează, vă vibrează și sufletul dumneavoastră. Nici nu mai zic când se apropie luna de pământ. Deci când e luna mai aproape. Tantile, nu ți-a zis niciodată nimic niciodată. Când suntem la echinocțiu și e luna mai aproape, dar transmite și umezeală luna. Asta nici să știe. Păi, dar credeți că marea de unde se ridică? De unde crește apa când vine luna? De la umezeala de la lună. E fascinant că nu-și pune nimeni întrebarea asta. Crește apa, apare mai multă apă și nu e nimeni de unde e apa aia. Nu este. Luna acționează forță gravitațională care ridică mările, bă. Asta vor ei să credem. Atâta fizică nu știi, bă. Ce? Asta vor ei să credem. Da. Cine e, mă? Domnul Părcălap, e o discuție foarte lungă aici, sunt interese foarte mari la mijloc, nu e în cazul acum să intrăm, o să vă dau niște adrese să intrați să știți, dacă chiar sunteți pasionați de subiect. Dacă nu înțelegeți, îmi ziceți, o dau adresa de mail, îmi scrieți, vă explic. Domnul Ciborg, forța de frecare merge la fel acolo la dumneavoastră pe Alfa Centauri la 6. Aici frecarea este mult mai bună. Da, așa. Nu știam ce se întâmplă. Frecarea, da. Sunt două tipuri de frecări. Frecarea mare și frecarea mică. Când frecarea mare se face repede, la un pas rapid, devine frecare mică. Frecarea mică, la fel, poate deveni frecarea mare dacă frecvența frecării mici cade. Este un raport invers proporțional. Ați înțeles?
E absolut clar, am să vă întrerup un pic, îmi pare rău. Am trecut deja de primele 40 de minute ale live-ului și na, trebuie să ne facem datoria față de sponsorii emisiunii. Am să vă citesc sponsorii. Avem pe Chuck Norris, care a donat 10 rom. Deși era potrivit pentru cei... Nu e Chuck Norris, Chuck Norris ăla. Ba da. Și cei 10 rom sunt pentru domnul Părcălab să-și ia o bere la pe. Vrească, la mulți ani. Aparent domnul Părcălab face chietă astăzi, au fost mai mulți sponsori. Alex Nemes 10 ron și o întrebare pentru domnul Cyborg. Cum de știți așa bine limba română? Am cumpărat o dischetă când m-am teleportat sub pământ. A fost o greșeală. Cine mi-a băgat coordonatele, nu mi le-a dat la suprafața pământului, la nivelul mării. Și m-a înfipt la vreo 2 km și am săpat, vai de mine, noroc cu 4 picioare că am ieșit mai rapid. Și am ieșit și era un băiat din ăsta cu domnul Pârcălav și mi-a dat o dischetă cu limba română. Am băgat-o în orificiu și s-a instalat. Aveți un orificiu pentru dischetă? Am un orificiu pentru dischetă. Din nefericire, cât am săpat să ies din pământ, se cam înfundase. Băiatul ăla a fost drăguț și m-a ajutat. Mi-a desfundat orificiu și după aia am băgat discheta. Mm-hmm. V-ați mai desfundat orificiu de atunci? Orificiu, când am plecat de pe nava mamă, era uns, era ok. Dar v-am zis, când m-am înfipt în pământ, s-a umplut cu pământ. Voiam să știu dacă v-ați mai desfundat orificiu de atunci sau a fost un accident, o întâmplare, ați dori să explorați? Nu, îl desfund adesea. Ne inspirăm din filmele cu pământeni copulând și facem și noi desfundare de orificii. Dar ce mai băgați acolo la floapă, dacă îmi permite să întreb? Diverse programe. Instalăm software, tot felul. Mergem mai departe cu sponsorii. Mircea Chetan, 25,69. Nu știu un voi... Un nume predestinat. Chetan. Da, face da. Face chetă. Mesajul lui este... Programul de glume este la început la mine. Scuze. Mai trebuie ajustat din câte observ. Da, corect. Mesajul de la Mircea este: nu știu voi, dar eu urăsc pandemia asta. Dacă voiam să-mi pierd anii tinereții, mă căsătoream. Sunt mai multe persoane cu programul de glume la început, aparent. Trece timpul. Mai avem și pe Electromerism, care 13-33. Și Marius Bălan cu 50 de caca. Nu știu ce sunt. Așa, o întrebare pentru domnul profesoraș. Ați spus că duceți elevele la olimpiadă. Ne puteți spune la ce materii mai exact și ce premii au reușit să ia elevele dumneavoastră? Da, deci dacă sunt la fizică, vă dați seama că le-am dus la olimpiada de fizică, unde le pregătesc în particular cu ele și mergem cu autocarul ca în excursie, dăm olimpiada la fizică, unde ele sunt, cum să zic, specialiste la frecare, la accelerație și la viteză de înapoi. Când se întoarce... Când se întoarce cu premiile, e experte la viteză. Înțeleg. Da. Iată și răspunsul pentru ascultătorul nostru. Când ne antrenăm la olimpiadă, le mai pun cu burta pe carte. El le zice că nu-i place. Eu le zic că așa se face. Ce se mai? Ne descurcăm cum se poate. Iată și rime. Mulțumesc frumos. Aș vrea să mai luăm o rundă de telefoane, dacă sunteți și dumneavoastră de acord cu mine. Alo? Alo? Bună ziua, m-am întors. Da. Bună ziua, v-ați întors. Deci tot dumneavoastră, domnul Divonisie? Da, mereu. Așa. Spuneți, vă rog, dacă mai aveți întrebări pentru invitații mei. Sigur. Întrebările vin în principiu de la clienții mei, la care țin foarte tare și... Ar trebui și dumneavoastră, ei vă apreciază maxim, așa că nu luați personal întrebările, dar am vrea răspunsuri cât mai sincere.
Fac această paranteză mai lungă de a introduce, pentru că prima întrebare este pentru domnul Cyborg și este cu caracter intim, în cazul dacă în care este intimitatea. Dacă puneam eu întrebarea asta, eram 10 secunde, eram gata cu întrebarea. Da. Folosești capul, domnul Alexandru. Puneți, vă rog, domnul Dionisie. Voi, cyborgii, faceți sex și dacă da, cum? E întrebarea. E de la domnul Marius întrebarea. Este o întrebare bună. Este un subiect delicat. Am făcut sex odată și nu mi-a plăcut. Acum a fost și forțat. Am fost forțat să fac sex într-un bunker antiatomic pe Beta Centauri. A fost, cum să zic, prima mea deschidere de orificiu și mi-a instalat niște programe pe care nu pot să le mai scot acum. Se numește și traume. Și traume, da. Nu știu dacă se vede, am lacrimi digitale pe vizieră, încă doare. Îmi pare rău că ați deschis subiectul ăsta. Mulțumim oricum că ați încercat un răspuns, domnul Popescu. Domnul Dionisie, mai spuneți, mai aveți ceva întrebări? Da, și eu m-am gândit că e un subiect intim, nu am vrut să intru chiar așa, am cer scuze domnului Cyborg, înțeleg prin ce trece, vă aștept la mine la birou. Mai am de la o altă clientă, de la Ioana Buruga, o întrebare pentru Sorin. Domnule profesoraș, în ce măsură sunteți de acord cu sintagma? Sună periculos, trage fusta mai jos. Da, deci sună periculos, implică că undele sonore, care practic se formează dintr-o presiune pe care o exercită un corp solid asupra unui mediu, de regulă aer, pune presiune pe psihologicul fetii și când fata se simte presată la psihologic de undele sonore, deci sună periculos, trage fusta mai jos. Acum, trage fusta mai jos, trebuie să luăm foarte în serios unde, care este reperul. Mai jos de ce? Că nu se specifică. Asta, domnule, deci aici așa apar probleme la fizică. Deci nu se specifică clar. Trage fusta mai jos de ce? Că fusta, dacă era ridicată sus, o tragi jos, devii decentă. Dacă fusta este la reperul la care ne gândim cu toții, trage fusta mai jos, înseamnă că începe să se vadă reperul. Deci sper că am fost destul de clar. Când fetele se simt atacate, trebuie să se protejeze, trebuie să protejeze reperul, deci să tragă fusta mai jos. Deci sună periculos, trage fusta mai jos, blindează-te, fă că vine periculul. Ok. Da. Mulțumim frumos pentru clarificare. Domnul Dionisie? Da, mulțumesc și eu. Un răspuns foarte bun. Am și pentru domnul Alexandru, de la un băiat care, din nefericire, e la mine la cabinet, el se crede din Star Wars, Radio One Kenobi se numește. Întrebarea este câte like-uri a primit domnul Alexandru cel mai mult la un comentariu și dacă își mai aduce aminte despre ce era vorba în comentariul ăla. Și aici aș vrea și eu să adaug ceva. Aveți o formulă pentru a lua multe like-uri la un comentariu sau cum vă stimulează chestia asta? Nu am o formulă. Depinde foarte mult de subiect. Extrem de complex. Că trebuie să analizez subiectul, toate astea se întâmplă foarte rapid în cap. M-am uitat, am văzut ce se întâmplă acolo și creierul deja a început. Uneori lucrează înainte să deschid video, lucrează. Și deschid video, mă uit, nici trebuie să mă uit la tot ca să pot lua un comentariu despre cum se termină, dacă se termină bine sau nu un video. Și după aia compun automat, am deja un comentariu extrem de complex compus în cap, extrem de pertinent, care să fie foarte... Și în felul ăsta pot să ajung. Cel mai mult am avut... Nici nu știu cât am avut, pentru că în momentul în care am avut comentarii cu cele mai multe comentarii, este, nu știu dacă știți, în 99 s-a schimbat sistemul de
Bine, nu era 99 pentru public YouTube-ul, dar s-a schimbat sistemul de contorizare a like-urilor, pentru că am avut un comentariu care a depășit cât aveau ei decimalele, cât puteau să acolo, adică, da, deci aveau ei lucrau pe variabile, cumva floating point-ul lor era undeva la 16 bits și n-a putut să ducă câte like-uri am avut în momentul ăla, a crescut practic site-ul și a trebuit să aducă repede programatori să schimbe sistemul de like-uri. Deci, practic, nu știu câte like-uri am avut la comentariul ăla. Și de ce? Că-s prost. Asta este, nu s-au gândit. Adică, e și uman să nu anticipezi un asemenea succes, e adevărat. Dacă eu aveam YouTube-ul, dădeam conturul înapoi, tati. Probabil, dar nu a fost cazul. Deci, așa, și comentariul a fost primul. Ah. Beton. Clasic, clasic. Probabil de acolo a devenit și un clasic, îmi imaginez. Cu siguranță, că... Da, nu, vreau să intrăm în... Acum să zic că eu am inventat primul, deși, mă rog, eu am fost primul care am pus comentariul primul, da, în fine. Mă rog, mulțumesc frumos. Mai aveți întrebare? Da, asta este o întrebare de la mine dintr-o observație proprie, pentru că observ că toți trei au o legătură mare cu tehnologia, așa că întrebarea mea ar fi ce părere aveți despre 5G? Este un subiect destul de la modă pe pământ, domnule Cyborg. 5G. Am auzit despre tehnologia asta. La noi nu a fost pusă în funcțiune, pentru că avem niște cyborg fundamentaliști, abotnici, care atunci când s-a instalat 5G-ul, au turnat lavă peste el și ne-a stricat 5G-ul. Mare supărare a fost la noi pe planetă, dar cu fundamentaliștii nu te pui. Ei au 6 picioare și te calcă pe cap cu 6 picioare. Nu știu dacă ați fost călcat pe cap cu picioarele cu 2, dar apoi cu 6. Doamne ferește! Întrebarea mea se referă la care tehnologie 5G vă referiți? 5G-ul ăla... O întrebare bună. Foarte bună. Foarte bună. Pentru că există tehnologia de telecomunicații 5G, care știm cu toții, nu mai intrăm în detalii, nu? Ce se întâmplă. Și acolo ar fi lucruri de zi. Generatoare, nu mai zic, generatoare... Generatoare și disrupițătoare de ADN-uri, RNA-uri. A, bineînțeles, e o vibrație joasă cauzată acolo. Da, care da. Atinge acolo la corzile alea de asta și le renoadă. Deci înnoadă ADN-ul cum e așa, deci îl ia și îl înnoadă 5G-ul, așa face. Și a doua tehnologie 5G, care se referă la tehnologia 5G de la mine din cartier, este cum poți să bagi 5G într-o zi. Aia e tehnologia 5G. Că n-ai cum, dar ai cum. Deci dacă vreți să intrăm și în asta putem, dar... Eu sunt ok cu intratul, nu doresc să intru. Nu mai avem foarte mult timp, așa că aș vrea să mai trecem foarte repede prin sponsorul emisiunii, după care să vă mai adresez câte o întrebare. Bun, sponsorii, Alex Hills, 6,66, Will Travel and Tour Agency, 10, Ron, Sailing și Vacanțe pe Apă, Wojak Next Door, 10, Ron. Domnule Toma, v-ați vedea în locul domnului Sorin? Vă întreabă Wojak. Am fost în locul domnului Sorin, am fost și profesor la un moment dat, nu mi-a plăcut. Mă obosea practic foarte puțin profesori care chiar sunt într-adevăr aici să discuți cu ei. Majoritatea asta, adică domnul, da. Veritabil. Domnul Părcălab e unul din, mi-ar fi plăcut să lucrez cu cineva ca domnul Părcălab, dar nu am avut ocazia. Deci am fost, nu vreau să zic, erau foarte proști. Deci am lucrat cu oameni extrem de proști. Și eu știu care... că eu și mă duc acolo în carcerarie. Da, este e foarte obositor. Să încerci să vii cu concepte înalte și să primești înapoi ce nota. Ales aia de chimie. Da. Profaia de chimie, mamă, toată e disperată, mâncaia și gura. Da, are de chimie, nu știu, au ceva toate. Dar substanțe, mă. Când stai cu capul la substanță, stai și toată ziua stai. Tăiați. Nu mai deschide un geam măcar, văd, dar parcă... Da. Se întâmplă reacții chimice.
la neuron acolo. Da? Mai am denumit un sponsor pe Daniel Brisc 5 lire cu o întrebare. Domnul Cyborg, Milky Way face bine la ten? Întreb pentru o prietenă. Este o întrebare foarte bună. Nu toată lumea își permite Milky Way, doar cyborgii mai înstăriți își cumpără. Ideea e că noi cyborgii năpârlim la 2 săptămâni și atunci nu merită să te dai cu creme pe față. Avem un cyborg chef care vine și ne belește la 2 săptămâni și practic eu sunt bani aruncați, vă dați seama. Că tu te-ai dat cu Milky Way pe față, vine șeful, te-a belit, te-a aruncat pielea. Ai văzut? Nu, deci nu-i dai aici, băiatul, că eu am înțeles ce Milky Way zice. Am bănuit că se insinuează ceva. Nu, acolo. Este o cremă hidratantă cu pH 10 și cu coenzimă 6. Adevărat și asta. Aș dori de la fiecare dintre voi, probabil... pentru că ne apropiem de sfârșitul emisiunii, am început să mă bulbe deja oboseala. Aș vrea de la fiecare dintre voi câteva sfaturi pentru cei care doresc să ajungă la fel ca voi, să ajungă la fel de sus, la fel de bine, pentru cei care își doresc să ajungă comentatorul numărul 1 de pe YouTube, pentru cei care doresc să fie profesorași în viață, pentru cei care își doresc să plece de pe planeta asta, în cazul domnului Popescu, dacă aveți sfaturi pentru ei, ar fi ideal, pentru că își doresc ca oamenii care ne urmăresc să plece și cu ceva învățăminte din discuția noastră din seara asta. Adevărat. Am să rog chiar pe domnul Alexandru să ia cuvântul în... Sigur, primul rând... Primul sfat ar fi să-și tempereze oarecum așteptările, că să ajungă primul comentar pe YouTube e greu, adică să fim serioși, cel puțin câtă vreme activez și eu, vreau să... Este și greu, că lucrez în 3 schimburi, nu? Că trebuie să comentezi și noaptea, dacă pusează cineva noaptea. Da, ai boți care fac o grămadă, da. Pardon. Așa. Dar ca sfat, ce fac eu personal și un sfat bun pentru oamenii cel puțin începători ca comentar pe YouTube, este, dacă intri pe un video care ți, chiar dacă îți place, este, eu chiar dacă se scumpi, rar, că sunt foarte mulți proști, o grămadă de proști, sunt foarte proști oameni. Dar chiar dacă găsești un video care îți place, sfatul meu este, primul lucru, dai dislike. Nici nu te uiți până la sfârșit, dai dislike. Și după aia, dacă ajungi pe viitor din nou la video ăla, dai peste el din nou și îți place în continuare, când dai like, practic îi dai două, că îi dai... Îi anulezi și dislike-ul. Aha, și dai da. Like. Și altă valoare are în momentul în care vede omul că i-a crescut. Boost de două ori mai puternic, practic. Da, deci da. Ăsta ar fi sfatul meu de final. Eu, deci dislike la toate videourile pe YouTube. Asta e... Adevărat. Mai puțin asta, dacă îmi dați voie să zic asta. Aici ar mai merge prea târziu, chiar. Aș zice prea târziu. Chiar ar mai merge niște like-uri aici, că suntem la... le văd cum cresc sau, dar începător. Ok, da, domnul Sorin Părcălam. Deci, în primul rând, trebuie să refuz orice șansă pe care ți-o dă viața. Deci, mm-hmm. Dacă ai șanse în viață, încearcă să le refuzi. Trebuie să ai frică, da. Trebuie să ai frică, trebuie să ai complex. Să dai cu piciorul, practic. Mm-hmm. Dacă n-ai complex de inferioritate, te îmbraci, mai faci o freză, că să câștigă complexul de inferioritate. Și să-ți placă fizica, asta e. Îți place fizica, bagi olimpiadă, dar doar fizică. Pe gramatică nu te bagi pe gramatică. Deci rămâi pe fizică, îți zici acolo de treaba ta, pe fizică, pe numere, pe așa, matematică merge. Și în rest, mult timp liber, fața blocului, bătaie de joc, bătaia cu băieții, semințe, bombițe, finezi, mai un grătărel. Bătaie de joc, bătaie cu băieții și fără nicio bătaie de cap, practic. Da, da. Mulțumim mult pentru... Vreți să veniți pe altă planetă, sunt două situații, două variante. Varianta mai lungă, avem un program de vizie
pentru Pământeni, vize pe Alpha Centauri 16, se aplică la noi pe website și acolo aveți toate detaliile, o să găsiți în comentarii. Și varianta scurtă, cea mai rapidă, dacă vreți pe altă planetă, găsiți un satelit și veniți cu el spre mine. Cum vă spuneam, programul de glume este la început. Nu, că eu am înțeles, dar n-am vrut să zic. Eu nu mai pot să râd. Ați dat dislike, domnul Alexandru. Oh, înainte să înceapă. Fin. Ia uite. După trei conturi am chiar dat. S-a întâmplat exact cu strategia despre care azi vorbeați dumneavoastră mai devreme. Cineva a dat dislike și formă sau... foarte interesant. Și într-adevăr mă simt de două ori mai fericit. Iată, acum că văd cum crește și cum scade în același timp. Bun. Cuvinte în încheiere, dacă aveți, ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dacă aveți ceva de pentru urmăritorii noștri, dacă aveți ceva de... Da, deci rămâneți adevărați la petrecere, muzică, gagici și multă fizică. Și nu uitați, mereu e unul mai deștept ca voi. Nu zic că-s eu, dar eu sunt. Domnul Popescu? Tot o să vă distrug. Am înțeles. Te aștept la mine la bloc să te distrug eu, băiatul. Vii aici. Dau la vizire. V-ați dat întâlnire să vă distrugeți. Mă rog, mulțumesc mult de tot invitațiilor mei. Vă doresc o seară bună. Pentru cei care ne-au urmărit și au fost alături de noi pe chat, le mulțumesc și lor. Dacă vreți și voi să puteți comenta în timpul live-urilor de pe canalul nostru Ceva Mărunt, puteți să vă abonați, să dați join și să fiți membrii YouTube Ceva Mărunt. Găsiți butonul chiar sub clipul ăsta. Dacă nu, puteți să ne susțineți pe Patreon, găsiți linkul tot în descriere. Mulțumim și ascultătorilor noștri care ne-au sunat și cu care am vorbit la telefon, în special domnul Dionisie. De asemenea, mâine aici pe canal o să puteți vedea un nou live de la aceeași oră, de la ora 19. O seară bună și sper să ne vedem cât de curând. Ciao, pa, pa! La revedere! Adevărat! Ciao!